Orice din România au rămas fără case, asta pentru că defrișările merg pe bandă rulantă. Pădurea s-a transformat în materie primă pentru construcții. Dan Buni, un mogorcibi, militează pentru protecția mediului. El spune că în anii 90 tăierile din păduri erau foarte controlate. Acum se intervine haotic, iar efectele se văd. În stațiunile montane, mulți s-au întâlnit cu ursul chiar pe stradă. Zonele de liniște din pădure lipsesc, asta înseamnă că urșii și nu doar urșii, animalele sălbatice în general, găsesc din ce în ce mai puțin spațiu de a se simți liniștiți cumva. La nivel industrial, pădurile sunt curățate de multe surse de hrană ale ursului. Nu în ultimul rând există și vânătoare, nu în ultimul rând există și tot felul de instrumente motorizate, cum sunt motocicletele. Ciprian de la Greenpeace România susține că și schimbările climatice au favorizat tranziția urșilor din păduri în orașe. El spune că nu ursul a venit în habitatul nostru, ci noi am distrus habitatul acestuia. Schimbările climatice, faptul că nu mai avem iernile de altă dată, faptul că la începutul iernii nu mai avem în noiembrie, decembrie zăpada aia mare care să se așeze în munți, am avut zăpada dată în noapte în februarie, practic urșii au rămas în starea asta de alertă, dacă vrei, executare de hrană.